Grav accident în această dimineață în localitatea Recea, județul Maramureș. Șoferul unui autoturism a ieșit pe drumul național de pe o stradă lăturalnică fără să se asigure. În acel moment a fost lovit violent de către șoferul unui tir care circula dinspre Baia Mare spre Șoncuta Mare. În urma impactului foarte violent, șoferul a fost grav rănit, el fiind scos cu greu din mașina distrusă. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale primăriei Recea, camere care au fost recent montate în toate satele din comună. Ia, acum, atent. Stai că mie nu mi se deschide. Că vrea să întoarce. Vă rog, dar eu nu. Uite cum întoarce. Cât e mare masă, domnul Cionan. Haide.